Vă salut, dragi prieteni, de aici, de la Oradea. Este marți, 19 decembrie, o zi în care temperaturile sunt în jur la 0 grade, între 0 și 1 grad, așa destul de frig. Și am zis să vă prezint puțin starea porumbeilor noștri de zbor și mai ales să vă învăț câteva tipsuri, dacă pot să zic așa, sau să vă dau câteva sfaturi despre ce să urmăriți la porumbeii voștri, nu doar în această perioadă, ci și în întreaga perioada anului. Așadar, după cum știți, porumbeii sunt trecuți deja de câteva zile bune pe mâncarea tip dietă, o mâncare foarte ușoară. În continuare primesc același program, ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, pauză. Găsiți informații, câteva clipuri în spate, exact despre ce dăm porumbeilor în această perioadă și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit. Și atunci, ca să aruncăm așa o privire, ce trebuie să urmărim la porumbei? În primul rând trebuie să urmărim nările și ochii. Nările trebuie să fie albe, si de fii, ochii vii, colorați. Porumbeii trebuie să fie atenți. Când intri în crescătorie, porumbeii trebuie să te urmărească. Normal, cu cât stai mai mult cu porumbeii, cu atâta ei sunt mai blânzi, nu sunt foarte sperioși. Eu am aici norocul neasă ta, care se ocupă destul de mult de porumbei în fiecare zi. Dar oriunde te miști, porumbeii trebuie să fie atenți la tine. După care, cel mai important indiciu al stării de sănătate după condiția fizică este găinațul porumbeilor. Am lăsat intenționat benzile necurățate și dacă vă uitați la ce înseamnă găinațul porumbeilor, Bob, partea albă asupra găinațului, care este foarte importantă, urea, și puful, care trebuie să fie constant și continuu pe și în jurul găinațului, ca să zic așa. Asta înseamnă că porumbeii sunt în condiție bună, felul în care arată, felul în care se manifestă peste iarnă. Așa cum vă spuneam și cum vă spun mereu, este o perioadă importantă a anului, perioada asta de înăpârlire și inclusiv perioada de iarnă, dar porumbeii trebuie să arate bine și să fie bine întreținuți și condițiile lor trebuie să fie bună întreaga perioada anului. Atunci poți aștepta rezultate la concursuri, atunci când porumbeii tăi au o condiție bună pe tot parcursul anului. Am să o iau pe 02, era chiar aici la îndemână, să facem un pic de analiză. După cum vedeți, ultima pană, mai bine de jumate crescută, este o femelă care și-a crescut pui după sezonul de zbor. Pentru cei care nu știți, femela 02 este femela care ocupa locul 3 național Dresda din 6500 de porumbei, locul 1 județean, cu avans de 40 de minute la un an de zile. Ea a concurat la 3 curse de maraton și ne-a dus un frumos premiu județean și de club la cursele la clubul Gold. Verificăm periodic condiția porumbeilor, așa cum v-am spus. Ochii, nasul, deschidem gura, ne uităm. Porumbeii trebuie să fie curați. Interiorul gurii trebuie să fie rozaliu. Și nu foarte grași, adaptați asta din mâncare. În ciuda faptului că am redus rațiile foarte mult, porumbeii încă sunt destul de plini, ca să zic așa. Totodată urmăriți calitatea penajului și mai ales finețea penajului. Când vă plimbați mâna pe pene, trebuie să simțiți o chestie extraordinară de fină, iar mâna se alunece foarte, foarte ușor. Bineînțeles, pudra albă care rămâne după porumbei. Toate acestea sunt expresii ale stării de sănătate și dacă porumbeii nu vă arată în acest fel, trebuie să faceți ceva cât de repede ca ei să schimbe condiția. Crescătoria,
curățenia, dezinfecția și alte lucruri. Plus, bineînțeles, baia de cel puțin o dată pe săptămână, absolut necesară. Porumbei arată foarte bine, aș putea să spun. Puțin cam grăsuț, dar e o chestiune care se va rezolva în curând, în vreo două săptămâni jumate. Zburătorii vor intra la postul de 5 zile fără apă și fără mâncare, dar poate atunci vom face câte un video în fiecare zi sau cel puțin la începutul și la finalul acestei perioade. Cam astea sunt lucrurile pe care trebuie să le urmăriți în această perioadă și în tot timpul anului la porumbeii voștri pentru a spera ca sezonul 2024 de concursuri să fie unul de succes. Dacă în aceste momente anului porumbeii nu năpârlesc corespunzător, penajul lor este uscat, nu este fin, nu este mătăsos, starea de sănătate nu este bună, aveți probleme cu diareea, cu găinațul și așa mai departe, din păcate vă aflați într-un moment prost, să zic așa, al existenței columbofile și trebuie să-l corectați foarte repede. Sper că sfaturile mele v-au fost utile și în același timp, dacă v-au plăcut, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube și mai mult, dacă considerați că materialele sunt interesante, puteți să le distribuiți și altor prieteni și colegi. Multe salutări de la Oradea!